Este o zi încărcată de multe semnificații. În primul rând, este ziua Europei și putem cu toți sărbători valorile europene, apartenența noastră la Uniunea Europeană. Totodată sărbătorim finalul celui de-al doilea război mondial, în urmă cu 76 de ani, dar și independența noastră ca stat. Și cred că este un prilej bun, dat fiind și vremea bună, este un prilej bun atât pe de a ieși și de a ne bucura de natură, de soare, cât și pentru următorul pas din campania de vaccinare, din maratonul vaccinării. Am intitulat simbolic Liber la vaccinare, liber la Europa, tocmai în marcarea acestei zi importante pentru noi toți. Este un punct pe care cu toții l-am așteptat și de care ne bucurăm. Sperăm să păstrăm această rată în continuare în scădere, cu atât mai mult cu cât intrăm în sezonul de vară încet, încet și avem nevoie de relaxarea aceasta și de a avea un oraș turistic, un oraș primitor, un oraș deschis pentru toată lumea. Astăzi, de 9 mai, Ziua Europei, avem al doilea eveniment din maratonul evenimentelor de vaccinare, Liber în Europa. Deoarece ne dorim să revenim cât de curând la viața de dinainte și la călătorii, astăzi oferim brașovenilor posibilitatea de a se vaccina și avem ofertele agențiilor de turism, tocmai pentru ca aceștia să poată să-și achiziționeze concediile pentru perioada următoare. Avem mesaje ale primarilor din orașele înfrățite, vom avea și proiecții ale spectacolelor de cultură din orașele înfrățite, iar ne dorim ca prin asta, așa cum spuneam, să sărbătorim și Ziua Europei și să ne vaccinăm pentru a reveni cât mai repede la viața normală.